Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profu Online. Te salut, Vlăduț. Salut pe toți cei care așteaptă așa în continuare informații de la mine. Și îmi cer scuze în așa timp pentru faptul că trebuie să ascult o perioadă destul de lungă de când n-am mai pus o lecție. Surpriza plăcută a fost când și chiar un coleg de-al meu la pensie acum aflându-se, el îmi spune: domnule profesor, aștept cu nerăbdare în continuare lecțiile dumneavoastră, dar iată, sunt abonat și timpul trecut, dumneavoastră ați făcut nicio lecție. Așa este, doamna profesor. Cum să vă spun, am multe bune, foarte multe probleme de rezolvat și am tot sperat că timpul ăsta mă va prinde undeva într-o sală de clasă. Încă sper, speranța moare ultima. Oricum, mult nu mai pot continua în felul acesta lecțiile aici. Asta pentru că, iată, acum au apărut subiectele astea propuse pentru variante de subiecte, pentru BAC, pentru capacitate, ce mult m-aș dori să le rezolv, așa cum am făcut rezolvarea, video-rezolvarea lor pentru bacalaureata unor dintre subiectele acelea care erau variante de subiecte. Așa aș vrea să fac și aici, dar eu dacă va fi posibil, pentru că totul depinde de faptul că au, vor fi sau nu receptivi cei care, care spun că vă ajută pe voi. Chiar așa, dacă totuși sunteți atât de, o parte dintre voi atât de interesați de lecțiile mele, v-am mai rugat și altă dată, faceți presiuni spre Ministerul Învățământului, încât să găsim o soluție, pentru că, într-adevăr, trebuie să vă spun că vine din ce în ce mai rău. Iată, acum, deși și ora două, astăzi avem gheață. Cu mâinile în gheață să ștergi tabla și să faci lecții matematică, mai greu. Și cum ultima lecție, am zis că a fost ceva de geometrie. Am văzut mesajele voastre. Mulți îmi cer să faceți niște lecții cu logica matematică, cu predicate, cu nu știu ce pe acolo, cu propoziții. Alți calcul propozițiilor, alții îmi cer să fac ceva cu numere complexe, sub formă trigonometrică, de forma algebrică în forma trigonometrică, legătură, care este interesul, care este importanța cunoașterii acestor numere. Mă tot gândeam așa, acum ce ar fi să pot face o lecție în care să prind tot ce mi-a solicitat voi, ar fi nemaipomenit, dar asta nu e cu putință, totul trebuie totuși organizat, ordonat. Într-o lecție doar poți prinde niște secvențe din cerințele voastre, adică nu o parte din... Asta e situația. Să vedem acum ce o să dezvolte. Așa, ce vreau să spun, mulți îmi cere probleme de geometrie, pentru că cei care fac acum geometria în spațiu n-au nicio șansă. Chiar discutam și cu Vlăduț. Nu se poate face nimic la geometria în spațiu, el se află în clasa 8. Acum, probabil că și el simte chestia asta, cât mai multe probleme de geometrie plană, deci cât în clipa în care cunoști geometria plană foarte bine, merită să te gândești la geometria în spațiu, altfel n-ai nicio șansă. Și să încerc să fac o problemă și să vedem aici, în cadrul problemei respective, cam ce noțiune trebuie să știute. Iată aici, am deschis cartea, o deschis pe aici cineva. O să încerc să fie o problemă cu mai multe chestiuni, mai multe întrebări. Hai să zicem de pe la trapez. Luăm o problemă, dacă nu o să o pot face voi, o să înțelegeți, este la prima citire și există posibilitatea aceasta să nu o pot face, dar am să plec cu gândul că o pot face, asta e sigur. Și dacă n-am să o pot face, voi să mă înțelegeți. O să vă las voi să o faceți. Zice așa, în problema 15 din cartea asta, de la trapez, zice în felul următor. Cartea aceeași care o am și eu de brânzei,
algebră și geometrie, partea 1. Și spune în felul următor, n-am cretă, asta e problema, doar atâta cretă avem cât o avem aici, n-am mai găsit-o pe cealaltă, am venit după o perioadă lungă și creta au dispărut. Uite că mă găsit o bucățică aici, hai să sperăm că o să reușim să facem ceva. Așadar, în trapezul dreptunghic ABCD, ce înseamnă trapez? Trapez, ce înseamnă? Patrulaterul care are două raturi paralele. Asta trebuie să înțelegi. Laturile, două laturi paralele, da? Patrulaterul, trapezul este patrulaterul care are două laturi paralele. Când zice trapez dreptunghic, înseamnă că celelalte două laturi neparalele, una dintre ele, una din laturile neparalele, e perpendiculară pe cele două paralele. De ce se cheamă trapez dreptunghic? Deci zice așa. În trapezul dreptunghic ABCD, ia să-l desenăm și noi, deci, în ipoteză, hai să zicem așa, în ipoteză, avem A, B, C, D, trapez, deci cum să intitulăm noi? Probleme de geometrie. Probleme de geometrie. Da, probleme de geometrie. Asta să fie lecția care vrem să facem. Și în timpul care ne-am întâlnit cu multe chestiuni, încercăm să le... Dacă ați fi voi de față, n-aș mai avea frământări, că am simțit exact care e nivelul și atunci am intrat într-un dialog și am lămurit foarte multe lucruri. Deci APCD, trapez, dreptunghic. Tunghic. Deci ABCD trebuie să... În care AB paralel cu CD? Deci autorul ne spune care sunt cele două AB paralel cu C. AB fiind baza mai mare. AB mai mare decât CD. Măsura unghiului B egal cu măsura unghiului C egal cu 90 de grade. Deci mai ne dă informația, măsura unghiului B al unghiului B egal cu măsura unghiului C, nu? Măsura unghiului B egal cu măsura unghiului C, unghiului C și egal cu 90 de grade, așa. Iar AC este bisectoarea unghiului DAB, virgulă, să mai adăugăm că AC, deci AC bisectoare, bisectoarea unghiului DAB. DAB. Sper că nu s-a întâmplat ca problema asta să mai fi fost făcută de data trecută, că chiar mi-ar pare foarte rău. Se duce DM perpendicular pe AC. Se duce. Deci DM, DM e perpendicular pe AC. AC și se notează cu P și N simetrice lui M față de BC și respectiv AB. Deci se notează cu P și N simetricile lui M față de BC. Cred că trebuie să fac figura că nu mă descurc. Așadar, ABCD este un trapez. Hai să zicem așa, trapezul dreptunghic, în care spune că AB, AB, CD. Da, zice că unghiurile care C și B. C și B sunt de 90 grade, deci nu e bună chestia asta. Atunci să notăm noi altfel. A... Deci atunci el ar fi trebuit să-l văd așa. Da. Deci dacă l-am notat în felul ăsta, A, B și C. Aici trebuie să am B și C. Deci aici trebuie să fie așa 90 de grade. Așa trebuie să zicem autorul. Așa spune așa facem. Deci A, A, B,
știu ce, sunt de 90 de grade. Asta este latura care spune că AB e mai mare decât CD, AB. Deci o prelegeți pe asta un pic și iată, am făcut așa, o cerut autorul, iată să faci și noi. Deci, se dă trapezul A, B, C, D. Bun. Unde B și ce sunt unghiurile 90 de grade, AB e mai mare decât CD, AC e bisectoarea, unghiurile D, AB. D, A, B, asta este, și duce bisectoarea, iar AC, aha, deci AC din capul locului pică și bisectoarea, așa se întâmplă aici, așa ar trebui să se întâmple, asta înseamnă, unghiurile astea trebuie să fie cât ăsta, mai modificăm un pic, ca să ducem bisectoare, să apară bisectoare. Iată, cam așa. Acum voi înțelegeți că eu sunt la prima citire și nu știu nimic despre problemă. D. Și de ce bâlbâie așa un pic până când îi dau drumul la problemă? Deci AC e deja bisectoare. De acord. Se notează cu P, se notează cu P, simetricul lui M față de BC. Se duce DM perpendicular pe AC. DM perpendicular pe AC. Aha. Deci DM o ducem așa. M este acesta. Ăsta e punctul. DM perpendicular pe AC. De acord. Și simetricul lui M se notează cu P, simetricul lui M față de BC. Față de BC, asta este simetricul lui M. Mai merg încă o dată. Și se notează cu P, simetricul lui M față de BC. Notăm cu P. Simetricul lui M față de AB, cred că. Ia să vedem. Simetricul lui M față de AB cu notează cu N. Da, așa este. Asta e simetricul. Ce înseamnă simetricul lui M față de o dreaptă? Deci dacă am o dreaptă dată, și am un punct aici simetricul dreapta D, ăsta e punctul A. Simetricul lui A față de dreaptă înseamnă să duc perpendicular A, să obțin punctul A prim, așa încât dreapta să fie mediatoarea segmentului A prim. Deci să fie mediatoarea segmentului A prim, adică perpendiculară pe mijloc. Cu alte cuvinte, mai merg încă pe atâta, cât e de la A până la dreaptă, și iată, acesta e simetricul unui punct față de o dreaptă. Deci e vorba de faptul că caută un punct A prim în plan, astfel încât dreapta dată să fie mediatoarea segmentului A prin braciul. Așa și aici. Simetricul lui M față de dreapta BC este un punct P, astfel încât BC să fie mediatoarea segmentului MP. Analog, dreapta AB, simetricul lui M față de AB este un punct N, spune autorul, așa încât dreapta AB să fie mediatoarea lui MN. Până aici este corect. Adică am făcut ce trebuie. Arătați că punctele N, B, P sunt coliniare. N, B, P sunt coliniare. Da. Deci prima cerință, concluzia. Hai să spunem aici, în concluzie, ipoteză. Am făcut și figura, concluzia. Amic. La concluzie, în prima chestiune, să arătăm că N, B, P, coliniare și B mic, să arătăm că ANPC e paralelogram. ANPC paralelogram. Bun. Dragii mei, haideți să mai luăm încă o dată problema. Se dă, deci, un trapez dreptunghic, pentru că unghiurile acestea sunt de 90 de grade. Ne spune autorul că B și C sunt unghiurile de 90 de grade.
Și ni se cere să ducem pe P simetricului M față de BC, M, N simetricului M, același punct M față de AB, și să arătăm că punctele P, B și N sunt coliniare. Ei, aici e o chestie care trebuie să vedem noi cum o reușim. Așa. Cum să facem noi treaba asta ca să putem arăta că este corectă povestea. Acum, cât privește colinearitatea, cam ce tehnici am eu. Dat fiind o dreaptă și un punct exterior, atunci, printr-un punct exterior unei drepte A, se poate duce o singură dreaptă paralelă la dreapta dată. Deci, printr-un punct exterior unei drepte date, se poate duce o singură paralelă la dreapta asta. Dacă o singură paralelă, atunci înseamnă că în condițiile în care mi s-ar cere să arat că am trei puncte, ia să le luăm pe ăsta, N, P, B, hai să luăm B și pe urmă P, pentru a arăta că sunt coliniare, una din tehnicile care poate fi folosită exploatând ce am spus mai devreme, este așa, să arătăm că N, B e paralelă cu dreapta A, că B, P e paralelă cu dreapta A, și atunci cum prin B ar trece două paralele la o dreaptă dată, din unicitatea paralelei duse, înseamnă că punctele N, B, P sunt pe aceeași dreaptă. Adică dreptele N, B și B, P ar coincide. Deci, încă o dată, printr-un punct exterior unei drepte, se poate duce o singură paralelă la dreapta aceea. Dacă din raționament, din toată ipoteza, voi reuși să arăt că din toată ipoteza care mi-a făcut, și să arăt că N, B e paralelă cu A, pun aici, N, B, paralelă cu o dreaptă din plan, nu știu, care să apară acuș în raționament. Deci dacă vom arăta că N, B e paralelă cu dreapta respectivă, iar P, B e paralelă cu aceeași dreaptă, în condițiile acelea vom putea spune că B fiind punctul prin care trec cele două paralele cu dreapta aceea, să o vedem care, în condiția aceea voi spune că punctele N, B, P sunt coliniare. Deci, dragilor, eu visez la o dreaptă acum, depinde care va fi aceea, încât B, 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 N sau oricare din cele trei puncte să fie de bază, P, B și P, N. Da? P, B și P, N. Sau N, B, N, P. Deci, un punct să fie luat ca și punct de bază pentru cele două paralele, nu? La dreapta dată. Și atunci lucrurile spun că punctele sunt coliniare din unicitatea paralelă dusă la, la o dreaptă dată. Deci, vedeți, eu în clipa asta nici n-am repetat ipoteza, dar acum m-am luat de concluzii și m-am gândit la ceva care să oferă posibilitatea să arăt că sunt coliniare. Deci, asta ar fi, unicitatea paralelă dusă printr un punct exterior. Da? Asta ar fi miezul problemei. Acum, sigur, întrebarea care este dreapta, încât NB să fie paralelă cu dreapta respectivă, BP să fie paralelă cu dreapta respectivă, B fiind punctul prin care trec cele două paralele, nu? Și cum B, pentru că e un punct exterior dreptei respective, trece o singură paralelă și atunci s-a rezolvat problema. Acum, hai să notăm cu L, să spunem, punctul de aici, unde L, și cu S, punctul de aici. Ce putem spune? Că M, L și cu L, P sunt egale, nu? Asta putem spune. Că M, S și cu S, N iar sunt egale. Dacă aș pune așa, dacă m-aș duce la triunghiul M, P, N, M, P, N, L, S,
ar căpăta calitate de linie mijlocie. Și atunci, în triunghiul P, M, N, P, M, N, triunghi care se vede, nu, că a apărut, P, M, N, S, L, ar fi linie mijlocie. Și atunci, linia mijlocie este paralelă, nu? Este paralelă cu aceasta și jumătate din ea. Deci linia mijlocie paralelă cu BN. BN. Și jumătate, dar unde e jumătatea lui BN? Să fie BU. N-am niciun motiv. N-am niciun motiv să cred. Deocamdată PN nu știu dacă trece prin B. Poate să fie așa PN. Vedeți? Doar eu am acum clar în minte faptul că SL a apărut ca o dreaptă. Iată, SL apare ca o dreaptă. În care am o paralelă la această dreaptă, PN. Două din puncte, dacă aș mai putea arăta dintr-un alt motiv că PB e paralelă cu aceeași dreaptă SL, atunci din unitatea paralelă dusă prin punctul P, iată PN odată e paralelă cu dreapta SL, PB paralelă cu dreapta cu aceeași dreaptă, ar însemna că punctele sunt colinare și problema ar fi rezolvată. Deci punctul care mi intră în joc aici, în clipa de față, este punctul B. Pardon, P. Analog, N-ul, dacă ar intra în discuție, N, P, odată paralel și N, B să fie din alte motive paralele, toată problema ar fi foarte faină. Pot să spun încă o dată că am găsit o dreaptă prin care vorbesc de o paralelă dusă, e sigur PN, două din punctele cele despre care trebuie să scolineare, dreapta care trece prin cele două e paralelă cu dreapta asta. Și acum mă îndrept foarte tare spre varianta ca fie PB, fie BN să fie paralelă cu aceeași dreaptă. Dar dacă aș merge pe faptul că B, P, e paralelă, ar vreau eu să fie paralelă cu L, S. Cum asta deja, S, B, e paralelă cu L, pentru că figura de aici este dreptunghi, și într-un dreptunghi, nu, laturile sunt paralele și congruente, paralele, dar ce este un dreptunghi? Dreptunghi este un paralelogram, un paralelogram cu un unghi de 90 de grade. De fapt, el ia, preia toate proprietățile la paralelogram și am mai vorbit data trecută de paralelogram, ce înseamnă ori arăt că laturile opuse sunt paralele două câte două pentru paralelogram, ori două din laturi paralele și congruente, ori diagonale se înjumătățesc, ori unghiurile opuse sunt congruente, sau că unghiurile adiacente, nu, vecine același laturi fac 180 grade, parcă asta erau niște proprietăți care erau echivalente cu definiția. În cazul de față, când vorbesc de dreptunghi, toate proprietățile la paralelogram sunt preluate, dar în plus mai apar și alte proprietăți, adică diagonale tot așa se jumătățesc, laturile opuse sunt congruente două câte două, dar diagonale sunt egale. Aici este foarte interesant. Deci diagonale sunt congruente. Și aceasta, de ce este figura asta dreptunghi? Pentru că în momentul în care am dus perpendiculara pe dreapta asta și perpendiculara pe asta, atunci cum pe o dreaptă sunt două perpendiculare, era deja perpendiculară și asta perpendiculară, sunt două, sunt paralele. Analog, văzând în felul acesta, iarăși sunt paralele. Cu alte cuvinte, e paralelogram și fiind că e paralelogram cu un unghi drept, e dreptunghi. Asta înseamnă că și
diagonale sunt, s-au înjumătățit, deci este foarte interesantă problema aici. Sigur, am dus și diagonala asta. Nu știu dacă e în prelungire, n-am niciun motiv să cred că este în prelungire. Eu am dus perpendiculara, DM perpendiculara pe AC. Interesant dacă, ducându-o eu în prelungire, o să văd imediat dacă pot raționa. Mă rog, mi-a apărut acum ideea asta că M, B să fie cu D, dacă sunt coliniare, asta rămâne să o studiem într-o etapă următoare. Dar, deocamdată am dus diagonala M, B. Ele s-au întâlnit în punctul O. Da? S-au întâlnit diagonalele în punctul O. Dragilor, în triunghiul P, M, B, deci P, M, B, am că L e mijlocul lui M, P, că O e mijlocul lui M, B, asta înseamnă că L, O, care e de fapt un segment din dreapta L, S, e paralelă cu P, B și jumătate. Deci am acum în clipa asta că P, B e paralelă cu dreapta L, S, L, O, dar L, S, că e limpede, că P, N e paralelă cu dreapta respectivă și atunci e clar că prin punctul P nu pot duce două paralele și atunci punctele din unitatea paralelă, punctele P, B și N sunt colineare. Dar poveștile astea n-au să urmări nimic. Haideți să încercăm să redactăm. Vedeți, eu am să încerc să reiau problema și să gândim împreună toată ipoteza. Să știți că autorul nu dă nimic în plus. El este foarte zgârcit. Dă din problemă doar minimul de informații încât tu să te poți descurca. Și acum, haideți să reluăm ce s-a dat în ipoteză. Că eu am plecat un pic pe dos acum. Am plecat de la concluzii. Pentru punctul A. Și am zis așa. Pentru a arăta că punctele sunt coliniare, aș vrea să mă situez într-una în situația asta, visam eu. Era una din posibilități pentru paralelism. Unicitatea paralele dusă la o dreaptă dată. Și dacă ai, nu? Printr-un punct exterior. Și cum punctul ai fie pe P, fie pe B, fie pe N, îl iei de bază, că prin două puncte distincte trece o dreaptă și numai una. Și atunci noi luăm cele două drepte în care fiind două puncte distincte, nu am patru aici, nu? Deci unul din puncte el se lua și pe o dreaptă și pe cealaltă. Și atunci punctul acela care e prins și pe o dreaptă și pe alta, fiind paralelă dreapta și de unitatea paralele, am de a face cu ideea că ar fi aceeași dreaptă. Deci mi-am construit, dacă vreți, un mod de a raționa, încât am uitat de ipoteză. Sigur că m-am apucat treaba, am dat peste ipoteză. Se dă trapezul dreptunghic. E clar ce înseamnă trapez dreptunghic. E vorba de patrulaterul care are două laturi paralele și celelalte două neparalele. Dacă a zis trapez dreptunghic, adică una din laturi